Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Rareori se întâmplă ca aceasta să lipsească, iar dacă o face, este cu un motiv foarte bine întemeiat. Telespectatorii, dar și invitații au avut un șoc în toată regula, după ce Mirela Vaida nu a mai revenit în platoul emisiunii pe care o prezintă alături de Adrian Velea. Coprezentatorul a explicat situația în care se află aceasta. Se pare că aceasta nu s-a simțit tocmai bine, astfel că a avut nevoie de câteva momente să-și revină. Nu știm încă dacă a fost nevoie și de intervenția medicilor, însă colegul ei de emisie de asigurări că vedeta de televiziune este o femeie puternică și că își va reveni în cel mai scurt moment. Ne-am întors în direct și colega mea Mirela Vaida o să revină în curând lângă mine. Este puțin rău, dar așa cum o știm cu toții pe Mirela, este o femeie puternică și va reveni cât de curând ne întoarcem la povestea noastră, a povestit Adrian Velea. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen. În urmă cu câteva săptămâni, Mirela Vaida a traversat o perioadă destul de dificilă. Se pare că toți cei trei copii ai ei s-au îmbolnăvit pe rând de boli diferite, în decurs de 3 zile consecutive. Ceea ce s-a întâmplat acum ar putea avea legătură și cu acest lucru. Am să fac o mică pauză pentru a vă aminti că vă puteți abona gratuit la canal și în acest fel ne veți sprijini să postăm mai des și să vă aducem mai multe știri interesante.